Invitații noștri de astăzi au reușit să combine sonoritățile muzicii tradiționale cu cea clasică și jazz. Consideră că distanța dintre generații și diferențele de stiluri muzicale dispar atunci când scopul este de a bucura oamenii și mijlocul prin care o fac este unul venit de la Dumnezeu, muzica. Le spun bun venit violonistele Gabriel Sănescu și Iulie Vătafu, masterand de la conservator și pasionată de folclorul autentic și, dragilor, vă propun să ascultăm împreună un colind minunat, exact în stilul de care vorbeam. Ce spuneți? Bine v-am găsit, cu mare drag. Ne așteptăm să vă colindăm. Păi, haideți să intrăm așa în atmosferă și apoi revenim la discuție.
simt așa cum intru în atmosfera acestor minunate sărbători pe care de-abia le aștept și de-abia aștept să împodobesc bradul și o să pun și acest colaj de colinde ca să înarg așa la inimă. Dragilor, sunteți minunați și de-abia aștept să povestim mai multe despre proiectul vostru și hai să începem așa cu începutul. Cum v-ați cunoscut? Întâmplător. Vorba poveștii. Da, noi ne-am cunoscut viața de student fiind destul de grea și viața fiind cu destule. Noi ne-am întâlnit la un concert. Îmi place să spun concert, pentru că de câte ori cânt, bineînțeles, se întâmplă un concert. Nu era chiar un concert în adevăratul sens al cuvântului. Era mai degrabă o petrecere și ne-am adunat ad hoc. Hai să cântăm, hai să ne simțim bine și am descoperit că domnișoara studentă de atunci are și avea atunci și acum o super voce. Într-adevăr. Și am zis că avem o chimie foarte frumoasă și am zis hai să ne apropiem, să vorbim, să vedem ce planuri de muzicale avem. Și uite așa am construit noi o prietenie frumoasă de ceva ani încoace. Iar Iulia, zi-mi așa, cum ați ajuns la acest colaj să-l realizați? Mă gândesc că, nu știu, ați ales colindele potrivite și trebuie să vorbim și despre acest fusion inedit, da? De adevărul, Iulia. Trei da, stile. Ca și întâlnirea noastră așa mai mult accidentală, să zicem, așa s-a întâmplat și cu acest colaj, pentru că eu cânt folclor, iar Gabi, după cum se știe, cântă jazz și cumva nu prea ne întâlneam noi la mijloc. Ne-am cunoscut la un eveniment și era primul eveniment la care eu cântam în oraș și emoțiile erau pe măsură. Iar mie mi-a plăcut la el faptul că a fost calm, că m-a încurajat. El oricum este așa o persoană super zen, niciodată nu se stresează, nici măcar acum înainte când îl întrebam, știi, și oare ce o să răspund? Trebuie să ne spui ce faci. Improvizăm și da. Și atunci cumva așa s-a întâmplat și cu acest colaj. Ne-am întâlnit și am zis, hai să facem ceva de sărbători în prima fază. Și apoi... Eu am zis să facem un cozonac, dar aia să... Da, acum e și colaj, tot cu... Nu prea le am cu bucătărie, am zis, hai totuși să rămânem unde în suntem zona noi, noastră. Da, unde ne simțim confortabil. Și cam așa a apărut. Colindele am ales să fie atât tradiționale, primele trei colinde, și să încheiem așa mai modern, să spunem, ca să se mixeze și cu... instrumentalul pe care Gabi l-a conceput, cu un colaj, cu un colind mai modern, din an în an. Uite, cine ar fi crezut că muzica clasică, jazzul și folclorul fac casă bună împreună? Eu. Tu. Da. Pentru că eu tot timpul vin cu aceste idei, nu neapărat inovatoare, dar mai moderne, în care îmbin... Vrei să te joci așa, îți place să te joci. Eu consider că toată lumea are loc pe acest pământ și că e bine să ne înțelegem între noi. Și uite așa am ajuns la concluzia că folclorul, muzica clasică și jazzul pot să coabiteze împreună foarte bine. Într-adevăr. Păi da. Eu vreau să știu dacă vreți să mergeți mai departe și poate faceți și un album de colinde în acest stil. Cu siguranță colaborarea noastră va continua și vom merge în această direcție în care combinăm muzica clasică cu folclorul. Cu albumul e foarte greu în ziua de astăzi pentru că tot ceea ce se întâmplă se întâmplă pe internet, se întâmplă pe platforme, albumele se cumpără și se produc greu. Dar cu siguranță noi vom fi prezenți în tot ceea ce înseamnă mediul online și vă promit absolut solemn că în 2022... Da, trebuie să ne obișnim, că nici eu nu m-am obișnuit încă 2022. Ne vom vedea face-to-face în sala de concert și acolo unde ne simțim noi bine. Da, v-ați gândit să faceți și alte interpretări, reorchestrări la piese celebre? De exemplu. Am putea să dăm din casă? Haide, da, chiar de curând. Haideți. Chiar de curând am gândit așa un mic proiect. Am spus, hai să încercăm această variantă de aranjament simfonic și pentru alte piese de folclor. Și ne-am gândit la melodii, asta ca să nu dăm prea multe, nu? Ne-am gândit așa la melodii pe care toată lumea le știe, folclorul acela autentic, cum ar fi Săracă inima mea și genul acela de piese pe care le și putem aranja cumva într-o altă manieră, un pic mai modern, un pic mai actual. Acum în mintea mea, dacă tot ai spus despre această piesă, sună așa a jazzy. Exact, exact. Sună bine a jazzy. Să uităm piesele care se pot totuși mula, pentru că nu vrem să alterăm nici folclorul autentic și nu vrem nici să ne jucăm prea mult cu partea asta de jazz. Da, ca să nu vă depărtați foarte mult. Exact, da. Să rămânem totuși. Doar că vom pune o haină nouă, perfect stilistică unor piese, ce au fost concepute acum niște sute de ani
și vrem să le aducem din nou în atenția publicului, pentru că folclorul nu va muri niciodată, deși putem spune că în ultima perioadă a intrat ușor într-un cont de umbră și nu vrem să lăsăm asta. Haideți să îl punem pe tavă, așa cum putem noi, și noi generații care să-l guste și să-l simtă, pentru că trebuie. Aici chiar trebuie. Așa este. Uite, da. Mă așteptam să te văd în clip cântând la vioară, când colo ne-ai făcut surpriză și te-am văzut la pian. De ceva vreme, ca să fiu sincer, am îmbrățișat și această latură a muzicii, pentru că din clasa a 5-a, recent, da, acum câțiva ani, am început și studiul pianului și mai târziu la conservator am continuat și cu studiul orchestrației și tot ceea ce înseamnă muzică și așa am conceput acest colaj cu orchestrație, concept muzical și tot ceea ce înseamnă parte muzicală. Bineînțeles, cu ajutorul colegelor mele. Te rog. La voce a fost Iulia și la un moment dat se aude încă o voce, o terță foarte frumoasă a Lisei Ionescu. La viore avem pe Andreea Călin, Alexandra Gheorghe, violă Ioana Gălățeanu, violoncel Alexandra Curcumelis. Dar cât ți-a luat să faci această orchestrație? De obicei, orchestrațiile, o să râdeți sau nu o să râdeți, le visez. Așa. La modul foarte serios. Îți vine o inspirație divină. Chiar le-am visat această orchestrație și nu mi-a luat foarte mult, mi-a luat o noapte întreagă. O noapte întreagă, hai că nu era. Și încerc să mă conectez întotdeauna cu divinitatea și sper că v-a plăcut, vă place și cu o să ascultați în continuare. Cu siguranță, dar vă mai vedem cântând acum în luna decembrie. Aveți planul, v-ați făcut agenda? Noi vrem să colindăm cât mai multă lume, în cât mai multe moduri cu acest colind, cu acest colaj. Și da, am vrea să mergem și concret, însă fiind în situația actuală, nu știm, nu putem promite pentru că nu știm ce se va întâmpla. Așa cum a spus și Gabi, noi ne dorim să cântăm peste în tot, fața dacă oamenilor se poate, fizic și să ne conectăm cu ei mai mult decât ne permite ecranele, dar vom vedea ce mai fi. Până una alta vă invităm, da, vineri, așa, la ora 19 la Teatrul Stella Popescu, unde bineînțeles că voi fi nelipsit. În fiecare spectacol, Femeia Eterna Poveste, la Teatrul Stella Popescu. La Teatrul Stella Popescu putem să-l vedem pe Gabi Stănescu acolo pe scenă și Crina Matei, bineînțeles. O salutăm pe Crina și salutăm pe toți cei de la Teatrul o Stella Popescu. Foarte frumoasă. Sunt într-adevăr foarte talentați. Cum v-a fost anul acesta? Acum că facem bilanțul. Iulia, ai cuvântul. Ai legătura, pentru Iulia. Pentru mine a fost un an destul de greu, pentru că am absolvit studiile de licență și apoi imediat am dat admitere pentru master în cadrul Universității de Muzică și a fost solicitant. Și paralel cu școala, cu studiile, încerc să mă mișc și pe zona asta muzicală, cu proiecte, cum este și cel de acum și am simțit și nu situația pandemică, ceea ce m-a bucurat. Mie mi-ar plăcea să fie măcar cât a fost anul acesta și la anul și să ne îndreptăm spre bine. Pentru că, până la urmă, trebuie să fim încrezători. Da, uite, o să te las după aceea pe tine. Tu fă-ți acolo bilanțul și spui. Eu sunt curioasă dacă vrei să mergi, nu știu, mai departe și să înveți și pe alții care vor să, nu știu, afle tainele muzicii și așa mai departe. O să ai învăță. Ce te-ai gândit la asta? Ai talent pedagogic? Gabi râde. Așa, că văd că râde, da. El, din momentul în care noi ne-am cunoscut, eu eram anul 2, treceam anul 2 de facultate, asta mi-a spus. El, cum este și profesor, uite, să începi să predai, să începi să vezi cum e. Eu întotdeauna am fugit un pic de această meserie pentru că mi se pare mult prea nobilă și care înglobează așa mult mai multe cunoștințe decât doar cele muzicale. Ai și o responsabilitate față. Exact, exact. Copii, și da. Eu, cum sunt un om care vrea să fac un lucru bine, încă nu sunt pregătită. Adică nu simt că aș fi acum pregătită pentru asta, dar ca meserie mi se pare nobilă. Într-adevăr. Oh, da. Ce frumos a spus Iulia. Mulțumim, cum ți-a fost anul? Lung. Cred că a fost un an în care mi-am dat seama că nu vreau să mai văd partea goală a paharului. Dacă afară sau unde o fi această pandemie, nu vreau să mai spun din cauza pandemiei, vreau să spun datorită pandemiei. Și datorită pandemiei cumva am descoperit că există tot timpul o parte plină a paharului. Aș vrea să știm cu toții și să conștientizăm o vorbă pe care foarte multă lume o spune de foarte mult timp,
că ar trebui să trăim fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Și să o înțelegem mult mai adânc, pentru că dacă mâine cel drag nou n-ar mai fi, ne-am dorit să-i fi spus te iubesc, ne-am dorit să-i spunem să nu fim vreodată certați cu cineva și asta ar trebui să facem în fiecare zi, nu doar de sărbători. Așa este. Așa că trăiți în fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Uh-huh. Și știți că trebuie să iubiți. Așa este. Uite, apropo de iubire, aveți oameni dragi pe care vreți să-i colindați acum în prag de sărbători? Nu știu, uite, vine 24 decembrie. O idee genială. Sper să fac asta fizic, nu online. Ar fi minunat, da, să nu mai chiar facem o vom asta face online. Da? Dacă te găsim, venim cu drag. Da? Tu ești unul foarte drag nouă. Eu vă aștept să știți asta că fac turtă dulce. Și fac turtă dulce nemaipomenită. Mai fac și alte lucruri la fel de bune. Eu vă aștept cu mare drag să venim, dacă e vorba de dulce, venim, gata. La colindat suntem primii și da, vrem și la mâncat. Casele oamenilor. Așa este. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența astăzi între prieteni. A fost minunat să vă ascultăm și faptul că am adus în fața telespectatorilor acest fusion inedit între muzica clasică, jazz și folclor ne face să vrem mai mult de la voi. Așa că o să fim atenți la activitatea voastră și vă aștept, bineînțeles, și la anul să ne revedem cu proiecte noi. Cu mare drag. Cu mare drag. Și pe noi ne face să oferim mai mult și să fim mai ambițioși. Și dacă îmi permiteți, așa ca un ultim gând pentru cei de acasă, exact cum spun și în ultimul colind, și nu uita, române, să fii bun. Pentru că cam ăsta este gândul pe care noi vrem să-l transmitem cu aceste colinde, în această, mai ales în această perioadă, să ne gândim un pic și la... Și la alții. Alții, exact. Așa este, să fim buni și generoși. Vă mulțumesc tare mult. Și noi.